Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Verde în față. Vă spune gazda dumneavoastră, Iulian Țimpea. O ediție specială în această seară. Alături de mine se află președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș, domnul Adrian Gurun. Bine ați venit la Verde în față. Bine v-am găsit. Și bine că ne-ați primit, de fapt. Aș vrea să vă spun că e prima ieșire în public la un post de televiziune, după mai bine la noi, în Târgu Jiu, după mai bine de un an. Vă mulțumim mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Aș putea spune că și titlul ăsta al emisiunii în momentul ăsta pică foarte bine. Verde în față se numește emisiunea. Îmi place și titlul și îmi place să se spună lucrurile pe nume. Asta este cel mai important, pentru că, iată, în momentul de față există un scandal. Vrem, nu vrem să spunem lucrul ăsta, există un scandal la nivelul Universității Constantin Brâncuș și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, să luăm cu începutul. De ce s-a ajuns aici? Sunt mai multe motive și n-aș vrea să plictisesc cu un istoric a spune că toate funcțiile de conducere în Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu au fost ocupate și s-a preluat mandatul pentru ele după ce s-a depus un jurământ care se practică și eu am venit cu această practică din legislația învățământului românesc în perioada anterioară lui 1948, de la așa zisa reforma învățământului, care n-a însemnat altceva decât o devalorizare sau un început de devalorizare a învățământului românesc, un jurământ în care fiecare, începând cu președintele senatului, toți senatorii, toți decanii, directorii de structuri departamentale și de departamente, inclusiv rectorul, jurau să respecte Constituția, legile țării, Carta Universității, regulamentele și așa mai departe și să militeze doar pentru ceea ce se numește, de altfel citez din memorie, propășirea spirituală și materială a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Lucrurile au mers normal pe primul mandat al actualului rector, acel mandat parțial venit în baza unui scrutin, deci pe baza alegerilor, unde a avut toată susținerea Senatului și în special susținerea mea, iar după preluarea celui de-al doilea mandat, unde am introdus noi o modificare, fiind prima și cred că singura universitate din România care a trecut la organizarea concursului pentru ocuparea postului de rector, dar actorul principal în privința metodologiei, în privința corespondenței cu cei din comisia de concurs, în privința coordonării activităților și mai departe, a fost tot senatul. E, începând cu cel de-al doilea mandat, deci după ocuparea poziției de către doamna Popescu, poziției de director, a început să nu mai agreeze prevederile cartei. A spune că actuala cartă a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, în momentul în care a fost elaborată, este vorba de anul 2011, a fost apreciată ca fiind că una dintre cele mai bune din România și dacă vreți să faceți și o comparație, urmăriți unele dintre elaborările de la, îi dau un exemplu, Politehnica București, unde aproape toate prevederile sunt prevederi aproximativ similare cu prevederile cartei UCB. E, doamna, deși, repet, v-am spus, a depus un jurământ, a început să conteste carta. Să conteste carta, să nu respecte carta, să producă o situație conflictuală atunci când era prezentă în Senat, pentru că o invitam la fiecare ședință de Senat. Adică este exact ceea ce am și afirmat eu în raportul pe un an al Senatului actual, după un an, în luna ianuarie, că își revendica plenitudino potestatis. Adică voia să fie, până la urmă, singurul care decide, singurul care dă soluții.
plătiți să taie și să spânzure. Corect. Până la urmă, cam asta este și dacă ați intra în contact cu foarte mulți dintre membrii comunității academice, veți constata că vor exprima exact ceea ce dumneavoastră spuneați aici. Și Senatul, în virtutea prerogativelor pe care le conferă legea, și anume aceea de a reprezenta comunitatea universitară, deci prevede legea clar, Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, Senatul are singura autoritate din universitate care are competența de a elabora și adopta carta după consultarea cu comunitatea universitară, trebuia să intervină pentru că nu puteam să las oamenii sub asemenea presiune, mai ales că început să se treacă răspunde inclusiv pentru modul în care își exercitau votul. Deci mi s-a părut un lucru ne la locul lui. Apoi, problema s-a agravat, a spune, dar revin și dumneavoastră puteți să verificați dacă eu, în calitate de președinte al Senatului și președinte reprezintă Senatul în raporturile cu rectorul, deci am aceste prerogative, dacă eu am ieșit public să afirm ceva în legătură cu această situație și urmăriți de câte ori a ieșit public anterior rectorul care să reclame ce? Să reclame propria instituție. În luna august s-a constatat, deci au venit cei din executiv, Senatul având prerogative de control a activității executivului, că așa prevede legea. Și Consiliul de Administrație este organismul colegial cel mai semnificativ din domeniul executiv, care este prezidat de rector. Deci, automat, asupra, controlul este asupra acestor funcții, cu rapoarte de monitorizare și așa mai departe. Și multe dintre propunerile lor erau fie neargumentate și trebuia să fie aprobate de Senat, iar dacă dumneavoastră sau colegii ai dumneavoastră, unii chiar ar spune într-un așa numit conflict cu mine, deși trebuie să spun public că și dacă sunt în conflict, nu vreau să dau nume cu unii dintre colegii dumneavoastră, eu îi apreciez și le-am spus-o și în față de multe ori, că îi consider și numai că îi consider. Știu că sunt și deștepți, știu că sunt și perspicace, știu sigur că își exprimă opinia proprie. Acum, nu întotdeauna, nici ceea ce spun eu ca opinie este veridic, poate să fie subiectiv. Așa este cazul și în această situație. Da, corect. Revenind, în acea perioadă am avut surpriza să mi se prezinte situația la Senat foarte, foarte acută în privința resurselor financiare. Și se intra într-un blocaj total, într-o incapacitate de plată, mai ales în privința salariului, nu mai vorbim de economie drastice făcute pe domeniul acesta al cheltuielor materiale sau care erau necesare a fi efectuate, s-a venit cu un program de redresare practic prezentându-se nu odată, câteva ședințe de Senat succesiv, cât de grea este situația. Și atunci am hotărât, chiar eu, dar sub această impresie pe care mi-au tot creat. Nu, eu mergeam să verific restul. Nu e în competența Senatului să execute bugetul, dar este în competența rectorului, a următorului decret. Eu am întrebat, domnule, unde este previziunea? De ce s-a ajuns aici? De ce nu s-au luat măsurile respective mai devreme? Atenție că unele dintre ele pe care le propune sunt ilegale. De pildă, desfințarea postului de secretar șef la facultății. Păi, acum suntem în situația de a nu avea cine să semneze acte de studii, pentru că pe fiecare exemplar de diplomă este consemnat secretar șef. Exact. Dar în momentul de față, prin așa numite măsuri de redresare s-au făcut. Am luat atunci câte am discutat om cu om. Bineînțeles, în întâlniri la nivel de departament, la nivel de facultăți și cu partea administrativă. Și l-am explicat că nu avem decât o soluție, cu toate că este impopulară, pentru a nu intra în incapacitate de plată și pentru a putea păstra la limite normale personalul angajat, este necesar să
solicite, până la urmă, un număr de zile fără plată. Eu, de exemplu, am luat 7. Colegii ceilalți și încă 2-3. Cu ceilalți au luat 5 zile. Deci toată lumea 5 zile înseamnă că pe luna respectivă salariul a fost diminuat cu 25%. Exact. Această diminuare cu 25% este importantă din perspectiva bugetului personal. La unii este extrem de dură. Numai că la cei care se apropie de pensie, de pildă, se produce și o întrerupere în activitate. Deci îi costă de două ori acest aspect. Și în situația respectivă am solicitat măcar ca cei care și am există procese verbale de ședințe, eu tot ce vă spun, pot, când vreți dumneavoastră să vă prezint documente, nu vorbesc așa de dreapă de a vorbi. Și am solicitat să-mi prezinte, ca cei care fac parte din colectivul acesta de implementare a proiectului de acceleră cercetare, o să ajungem și la asemenea proiecte ceva mai târziu, în ce mod au fost ele devalorizate printr-o formulă tip cântarea României, cam așa se ajunge, și nu mai vina unui stățuri, pe la celor care decid în domeniul, s-a ajuns ca aceste... Așa, și-am cerut ca cei care primesc salarii și din proiect, accentuiesc, printre care Popescu Luminița, dar și un colectiv pe care un coleg l-a întâlnit cu cadrul de dație la științe economice acum o lună jumate, îi desemna prin sintama cooperativa proiectelor. Să renunță și ei la un procent. Eu am zis atunci echivalent cu procentul pe care îl pierd toți angajați, adică la un 25%. Chiar am și stipulat, am spus în Senat, vă rog să consemnați în procesul verbal că eu nu agreez ca pe perioada în care se diminuează salariile oamenilor să se mai primească bani din proiecte. Deci chiar am spus luna asta, luna respectivă, luna septembrie, să nu ia bani deloc. Nici vorbă. Oamenii și-au tras frumos pentru coordonatorul de credite, în pixul lui, vorba lui domnul Nicolae Mischie, așa, în pixul coordonatorului de credite stau lucrurile acestea, beneficiind de situația că ea decide și așa mai departe, doamna Popescu nu a diminuat nimic din acest, ceea ce mi-a amplificat tensiunile, oamenii veni și reproșindu-mi, dar unul, dumneavoastră ne-ați convins discutând om cu om să o alegem în primul mandat. Dumneavoastră ne-ați convins acum că nu avem altă soluție. Am spus că vom regla în timp acest aspect. Totuși, marea surpriză a fost și atunci, deci de atunci conflictul între mine și pe de o parte și doamna rector pe de altă parte, între Senat și doamna rector, între mulți, foarte mulți membri ai comunității, de în special cadre didactice și doamna Popescu, atunci conflictul s-a agravat și s-a agravat pentru un motiv simplu. Doamna rector, care între timp s-a zbătut să obțină niște fonduri de pe la minister, dar atenție, le-a obținut cu prețul intrării universității în monitorizare. Vă prezint document. Ia minte când spune că nu, pentru că ordinul în baza căruia s-a acordat o finanțare suplimentară prevede la articolul 3, litera F, în baza căruia s-a acordat banii și unde se și solicită un program aprobat de Senat pentru redresare, management defectuos. Eu le spun management dezastruos. Să nu ai previziune și să-mi rămâi la jumătatea anului că nu poți să plătești salariul, nu este admisibil acest lucru. Și nu este admisibil, degeaba invocă faptul că și când a fost Moise Bojinca rector, s-a întâmplat, păi Moise Bojinca a părăsit poziția de rector.
La revedere, este istoric. Deci el a pozit, sigur că el a părăsit-o. Ea a venit să rezolve situațiile. Nu vedeți lucrurile așa. Și atunci, în momentul când și-a ieșit într-o conferință de presă, mare, cu, a spune, tam-tam și mai departe, prezentând un aspect care a generat aici o radicalizare a oamenilor. Că universitatea a încheiat anul financiar 2016 pe excedent. Vă dați seama situația respectivă. Atunci încă discutam cu ea, am sunat, măi, cum să faci așa? Ce, cum să vorbești de excedent? Pentru că îți dai seama că tu ai, înseamnă că ai realizat excedent pe spatele nostru. Tu ți-ai luat banii din proiecte integral, tu puteai să rămâi fără, să nu ai nicio zi de lucru acolo, pentru că tu aveai banii din proiecte. Suma din proiecte fără probleme, niciodată sub 45 de milioane pe lună din proiecte. Și atunci am zis, în această situație, ori retractezi și vezi cum rezolvi ceea ce ai provocat, ori dacă nu, ești deja, să spun foarte clar, în contradicție nu doar cu mine, ci cu Senatul. Nu cum spune ea, sau cum a afirmat, și le folosesc termenul acesta, chiar dacă îi supărătă, vă voi dovedi de ce îl folosesc, cei trei analfabeți de la Ministerul Educației, care dacă ar fi în clasa a patra, ar ști să scrie și aveți vă voi pune. Dovezi? Da, am dovezi, uitați-vă, astea sunt dovezile lor. Un elev de clasa a patra nu cred că scrie așa, că dumneavoastră nu da linghiuduță ții dovadă de obiectivitate și mai departe. Vă spun, plin de dezacord. Toate astea care sunt cercuite sunt pline de dezacord și mai departe. De ce? Pentru că ei trebuiau să dea credibilitate reclamantei. Știți cine a reclamat? Rector. Între timp, a apărut, deci pe acest fond, Senatul, împreună cu câțiva colegi, am discutat și am analizat care sunt restanțele pe care ei le au față de Senat, în printa documente, aprobări și reușit, s-au constatat că sunt foarte multe și am zis, domnule, principalii vinovați de întârziere sunt cei doi prorectori. Și atunci s-a trecut la eliberarea prorectorilor, mă rog, a fost și acolo o situație puțin confuză creată tot de către doamna Popescu, dar în final ea a venit și a spus că renunță la un prorector, vor fi doar doi și atunci, și până în momentul de față, nu există niciun prorector în universitate. A venit cu niște propuneri, cu aceeași pe care noi mai aveam Senatul, a venit cu propuneri în care n-a luat niciun vot. Deci vii să propui un prorector în fața Senatului și ăsta să nu obțină niciun vot. Păi ce credibilitate? Ce va face el acolo? Păi prorectorii trebuie să reprezintă până la urmă universitatea. Corect. Pe diverse capitole. Apoi am constatat că dintr-o eroare, să spun, dar pe care mi-o asum. Și mi-o asum, deși în momentul în care a fost elaborată carta, la carte fac acum trimitere, Popescu Luminița făcea parte din Senat. Deci, cu votul ei și așa mai departe. Dar aici se vede ipocrizia. Deci ea a votat carta. Pe carta respectivă am pus-o o dată decan și de două ori rector. Toți ceilalți care erau din executiv fuseseră senatori, pentru că era permisiv atunci să fii și în executiv și în senat. Și am constatat că din încrederea prea mare pe care o aveam în cei din executiv, în speță și în rector, n-am introdus acolo decât modalitățile concrete de investitură. Și n-am trecut cum poate să fie și eliberat din funcție. Deși ai soluție de eliberare pentru că mergi pe similitudine. Adică nu poți să ții în funcție dacă nu respectă carta. Corect. Dacă nu respectă prevederile, dacă nu-ți aplică hotărârile să nu, că ei sunt obligați. Mi-amintesc o întrebare, pot să trec așa și doamna, o întrebare pe care i-am pus-o în timpul concursului, prin președinte de comisie. Și în întrebarea respectivă, întrebarea suna cam așa. Ce faceți, doamna Popescu, dacă la un moment dat nu sunteți de acord cu hotărârea Senatului?
Nu pot să nu fiu de acord cu tot de Senat. Da, știți care este meritul pe care l-am aici, dacă pot avea un merit, că dincolo am numai erori în desemnarea ei. Meritul este că am înregistrat și sonor și vizual întregul concurs. Acest răspuns, dacă va minți din nou că nu există, că n-a spus așa ceva, îl vom demonstra, adică vom demonstra cu el. Și mi-a răspuns, cum adică, semnatul ce este cel care, cum să-mi calc, care, eu trebuie să aplic hotărâri de semnat. Păi bun, zic, dar totuși, să merge până, atunci nu-mi imaginam că se va ajunge aici. Știți câte hotărâri pontesc acolo pe fiecare semnat? Cel puțin jumătate din ele. Acela care nu-i convine personal, nu contează că sunt pentru institut. Și pierd timpul și strâng oamenii săptămânal în Senat ca să rezolv consiliul. Unii colegi au început să zâmbească. Dom'le, că înainte ai nicio masă fără pește. Acum ai niciun Senat fără contestațiile cui ale rectorului. Și doamna Popescu mi-a răspuns așa atunci. Senatul este cel care decide. Eu mă voi subordona întotdeauna Senatului. Ce este înregistrat, nu că nu face. Ea s-a pus în afara Senatului și peste tot contestă Senatul, mințind că este un conflict doar între mine și ea, un conflict interpersonal, că așa au scris și așa și-au dat seama aceștia. Am spus, au discutat cu foarte mulți oameni. Au completat chestionari. Și acolo întrebări, o să vă dau, să vă cruciți ce fel de întrebări pot să pună unii care sunt trimiși aici pentru control. Și vă mai spun ceva înainte de a merge mai departe. Și dumneavoastră știți bine, ca și mine, care e principala condiție sau prima condiție să se ocupe o funcție publică, și sunt funcționari publici, cu concurs, să știi limba română. Voi face la ministru solicitare să-i destituie pentru că nu știu limba română. Acum, sigur, depinde și cei care controlează câtă gramatică știu, nu? Dar mă întreb, ce să caute în școală, într-o universitate? O să vă dau acest document și dumneavoastră vă veți da seama cât de inconsistent din punct de vedere, a spune, gramatical, dar și cât de inconsistent din perspectiva conținutului este un document trimis. Trebuie să traduci ceea ce vor ei să spună. Numai că intuiești, așa că de ce intuiești? Pentru că mi-am dat seama de unele lucruri pe care le tot spune doamna Popescu. Și ei au preluat ca niște papagali și pe urmă au rememorat și au reintrodus aici. Ce a făcut doamna Popescu? Când am vrut să elaborăm o metodologie, dar acum vă spun, sigur că nu mai e credibil, că am ajuns chiar aici. În acel moment, nici prin cap nu trecea că să elaborez metodologie pentru demiterea rectorului. Era vorba de prodecani, era vorba de decani, era vorba de prorectori, nici nu m-am gândit. Ea atunci a intrat în posesia unui document care nici nu fusese publicat, l-a fotografiat și știu clar acum de ce. Știți că sunt niște mijloace. Ea posedă, ea singura care posedă un anumit tip de telefon. Și cine știe, știe să dă. Explice ce și cum a pus și l-a trimis la presă într-un comunicat chipurile anonim al unor senatori. Și că senatorii nu sunt de acord cu așa ceva, senatori care votase așa ceva. Și atunci a fost primul semnal. Imediat după ce noi am elaborat acea, am publicat-o, deci a făcut să scandalul în presă, până la urmă era stilul acela cu drumul de sare. Și a început să țipe, să se victimizeze, vrea să mă schimbe. A preluat și unele dintre cotidiane din Gorj. Rectorul are zile numărate și așa mai departe. A creat starea de spirit. Știți? Se pricepe foarte bine la lucrul ăsta de a introduce diversiuni. Și în... Este unic, cred că în lume, ce vă spun acum. Rectorul universității a acționat în instanță universitatea. Nu știu dacă știți, pe 8 mai este prima înfățișare acolo, ea
a acționat în listat pentru anularea metodologiei. Metodologie pe care am și anulat-o, mă rog, e și fără obiect, dar își menține, se menține acolo. Are și niște sfătuitori buni care au trimit așa pe culoare din astea extrem de, a spune, fragile în ceea ce o privește.